În adâncul necazului, învățăm că harul lui Dumnezeu ne este de ajuns. Pot fi stăpâni pe ei în mijlocul necazurilor numai aceia care au învățat cele mai însemnate lecții ale credinței, care au trăit plinătatea fără margini și biruința sigură a harului. Nu știu dacă tuturor soldaților le place războiul. Nu mă îndoiesc că mulți dintre aceștia ar dori să ia în stăpânire teritoriul ale inamicului fără să dea piept cu acesta. Dar s-ar putea să auzi pe câte un ofițer plângându-se: "Vai, că nu mă mai avansează. Dacă ar izbucni un război, aș mai putea spera într-o avansare." Cine n-a mirosit praful de pușcă, nu capătă decorații. Nu, fraților, dacă vrem să înaintăm, trebuie să trecem prin încercări. Cine vrea să ajungă marinar, trebuie să plece în largul mării. Trebuie să înaintăm pe apele adânci, trebuie să întâmpinăm furtuni pe navă, dacă vrem să vedem lucrările Domnului și minunile Lui cele mari. Trebuie să ne lăsăm aruncați în groapa leilor, trebuie să luptăm când cu o ceată de vrăjmași, când cu alta, dacă vrem să vedem puterea izbăvitoare a brațului lui Dumnezeu. Luptele ne îmbogățesc experiența, iar experiența are ca rezultat creșterea în har, lucru pe care nu-l putem dobândi pe o altă cale.